Operatorul regional de apă și canal APA Servise Sano a mai înregistrat o scumpire a apei potabile din 2013, deși cheltuielile de epurare și pompare a apei au crescut constant. Societatea a găsit de fiecare dată surse pentru a suporta cheltuielile suplimentare și privește anul 2016 ca pe un an în care nu se anunță scumpiri. Poate aduce pe anul 2016 pe ansamblu o scumpire a tarifului la apă? În mod logic și așa cum am consolidat bugetul pentru venituri și cheltuieli pentru anul 2016, nu. Însă, evident că nu putem să dăm un verdict foarte exact într-o economie care este în continuă mișcare și poate oricând să producă surprize cu creșteri sau scăderi la servicii și produse. Conducerea APA Service a solicitat anul trecut Consiliului Local Municipal o majorare a tarifelor la apă și canal, dar aceasta nu a fost operată. Solicitarea avea ca temei creșterea cheltuielilor operatorului cu personalul. În principal, solicitarea noastră de majorare a venit din faptul că de la ultima scumpire sau de la ultima termen în care s-a stabilit prețul actual al apei, salariul minim garantat în plată pe economie fiind atunci de 680, s-a ajuns la 1050 acum. Vă dați seama că aici este o creștere esențială, iar la noi în unitate trebuie să știți, să știe toată lumea că în această situație cu salariul minim pe economie se găsesc destui salariați, astfel încât efortul de a ține pasul cu salariile este deosebit de mare. Și legat de suportarea acestor cheltuieli suplimentare, societatea a găsit soluții. Am găsit totuși posibilitatea să, și n-am avut nici încotro, să ne înscriem în această ordonanță de a garanta plata salariului minim mediu cu diverse modalități și activități pe care orice manager sau orice societate care vrea să existe într-o economie de piață le dezvoltă în condiții de criză sau de impunere, în sensul în care salariul mediu a crescut cu asemenea valoare. Deci, repet, în 2016 nu putem pune problema majorării prețului. Din 2017. De la 1 ianuarie, datorită scăderii TVA la apă de la 24% la 9% și la serviciile de canalizare de la 24% la 20%, prețul plătit de consumator la apă și canalizare s-a micșorat. Astfel, un metru cub de apă potabilă costă 2,94 lei, în timp ce canalizarea costă 3,05 lei per metru cub. De noile tarife vor beneficia abonații din municipiul Giurgiu, localitatea Slobozia și orașele Bolintin, Vale și Mihăilești.